Salutare! Eu sunt Gabriel. Bine ați venit la un nou video. Astăzi vom vorbi despre camera lui Nokia Lumia 1020. Vom încerca să facem un review complet. Deși nu va fi unul bazat foarte mult pe specificații tehnice, deoarece îmi place ca review-urile mele să vorbească despre utilizarea telefonului, despre satisfacția pe care acesta o oferă consumatorului sau utilizatorului și mai puțin despre detalii tehnice care pot fi accesate oricând la o simplă navigare pe net. Dacă ați urmărit cumva și review-ul complet, postat acum câteva zile în limba română, atât cât și în limba engleză, Ați observat că am vorbit puțin și despre camera acolo, însă am hotărât să fac un review detaliat care să acopere strict acest aspect al telefonului, deoarece este unul dintre punctele de mare atracție pentru cei care sunt interesați de un astfel de telefon și reprezintă, desigur, dacă nu unul, cu siguranță, cel mai important aspect al acestui telefon. După cum bine puteți vedea, pe spatele telefonului avem acest mic, mic gigant, și anume senzorul de Nokia Lumea 1020, un senzor de 41 de megapixel cu lentile Carl Zeiss. De asemenea, avem stabilizare optică a imaginii inclusă, plus un flash xenon foarte, foarte eficient pe timp de noapte și în lumină slabă. Și așa cum Nokia ne-a obișnuit întotdeauna pe telefoanele sale, avem și lumina asistată la captură video. Ceea ce este un bonus, mai ales pentru videourile capturate pe timp de noapte, unde sursa de lumină este relativ scăzută. fost posesor de Nokia 800 PureView și am fost uimit încă de la acea vreme de capacitățile acestui senzor, de puterea și mai ales de calitatea pozelor oferite, dar și a filmării și înregistrării audio în cadrul filmării. Drept urmare, așteptările mele de la Lumia 1020 nu aveau cum să fie scăzute pe acest uh, dispozitiv uh, de generație nouă care vine cu un sistem de operare nou spre deosebire de vechiul 808 PureView care era bazat pe Symbian, o platformă care deja a beneficiat de înmormântare din partea celor de la Nokia și Microsoft implicit. De urmare, așteptările au fost pe măsură, cunoscând calitatea oferită de 808 View singurele lucruri care m-au deranjat în acel moment a fost sistemul de operare îmbătrânit, de asemenea, ecranul relativ mic și rezoluția de asemenea mică și întotdeauna mi-am dorit să am un telefon mai mare, mai performant, mai bun și cu același senzor. Dorința mea s-a materializat, probabil ca și a altora, în lumea 1020, drept urmare. N-am ezitat să-l achiziționez, ținând cont că anterior acestui dispozitiv am avut Sony Xperia Z1. De altfel, un telefon cu o cameră foarte bună, dar care nu are nicio șansă în fața acestui titan al telefonelor cu camere performante. Am spus-o și în review, am spus-o și în celelalte videouri ale mele despre lumea 1020. La capitolul cameră foto, absolut nimic din ceea ce se află în acest moment disponibil pe piață nu are nicio șansă. Deci acest telefon nu este considerat degeaba regele camerelor foto degeaba. Este ultra performant, nu o să obțineți rezultate mai bune decât produce lumea 1020 pe niciun alt dispozitiv, indiferent că se numește Samsung S5, HTC One M8, Sony Xperia Z2, Z1, Note 3 și așa mai departe. Nu degeaba și în toate review-urile de pe net, pe site-uri specializate în astfel de produse, Nokia 808 nu este inclus în comparațiile de cameră foto, deoarece este considerat a fi un telefon care face parte într-o categorie a lui, o categorie aparte. Lucru relativ de înțeles, dar v-am spus, telefonul și camera implicit este absolut incredibilă. Dacă apăsați pe butonul pentru cameră, veți intra în meniul de cameră, veți intra în aplicația oferită de Nokia, Nokia Camera, care este foarte, foarte bună. Vă pune la dispoziție o sumedenie de customizări, ca să spunem astfel, o sumedenie de setări cu care vă puteți juca, de la ISO la focus, la balanța de alb, la expunere și așa mai departe. Deci pentru cei care sunt pasionați de fotografie cu adevărat și cunosc mai multe aspecte despre cum funcționează o cameră foto, știu foarte bine ce vorbesc și știu foarte bine cum să-și se aleagă setările perfecte pentru a obține acel cadru sau acea poză perfectă sau cum și-o este foarte bine că Nokia oferă aceste setări, v-am spus, în special pentru cei care iubesc fotografia și care știu cum să lucreze cu ele. Pe lângă acestea, Nokia mai oferă și setări la camera video, unde puteți înregistra o captură video la 30 de frame-uri pe secundă. 25 sau 24 la rezoluție 1080p, și de asemenea acelea setări la rezoluție de 720p. În ceea ce privește camera foto, Puteți să, să capturați poze în format 4x3 sau 16x9. 16x9 rezoluția maximă este de 34 de megapixeli. Iar în format 4x3 este de 38 de megapixeli. Puteți face captură în modul PureView la 5 megapixeli. Sau dublă captură în care telefonul va salva două imagini, două fișiere, unul la 5 megapixel și unul la 34 sau 38 de megapixel. Dar de asemenea, telefonul este capabil să înregistreze fișiere și în format RAW sau brut pe românește. Fișiere foarte, foarte mari ca și spațiu de memorie, dar să marc un motiv și anume cantitatea enormă de informație care se află în pozele pe care le faceți în acest format. De obicei, o poză făcută în DNG, în RAW format, ocupă undeva între 40-45 de mega până la 65-70 de mega cât am obținut eu cel mai mult pentru un astfel de, de fișier. Țineți cont că dacă faceți 100 de poze în acest mod, memoria dumneavoastră se va coli relativ repede. Deci dacă vă treziți dintr-o dată că aveți memorie scăzută pe telefon și nu știți de ce, intrați în setările camerei și verificați ca nu cumva captura foto să fie setată pe acest format și anume 5 megapixel cu 34 sau 38 în format DNG. Formatul RAW este foarte util și foarte bun datorită nivelului uriaș de informație care se află în captură. În special pentru fotografii profesioniști sau cei care doresc să facă fotoeditare complexă utilizând diverse instrumente. Și tocmai datorită acestui nivel de detaliu este captura de preferat dar, cum v-am spus, inconvenientul suprem al acestui tip de captură este nivelul de memorie care se consumă. La nivel de La nivel de calitatea a imaginii, dacă sunteți interesați, puteți să accesați linkul pe care îl voi pune în descrierea acestui video. Va fi un link cu toate videourile mele unde veți avea o sumedenie de exemple de poze și videouri înregistrate cu Nokia Lumia 1020 pentru a vă putea convinge singuri de calitatea acestui dispozitiv. Tot ceea ce pot să vă spun eu este că imaginile sunt absolut impresionante. Detaliile sunt incredibile, uh, claritate, culori, uh, absolut totul este absolut uh, fenomenal. Nu pot să zic nimic altceva decât că este cea mai bună cameră foto pe care am utilizat-o în viața mea. Și aici vorbesc uh, inclusiv între camerele point and shoot. Nu mă refer la DSLR-uri pentru că DSLR-urile știm cu toții ce, ce reprezintă și ce putere au. Dar pot spune că nu mi este rușine absolut deloc cu, cu camera și cu rezultatele pe care acest telefon este capabil să le Nu uitați, acesta este un telefon. Mai în glumă, mai în serios, este o cameră foto de care este atașat un telefon. Este absolut impresionant. Așa cum am spus, am avut și multe point în șuturi de la Panasonic, de la Sony, de la Samsung și pot să spun cu toată tăria deoarece îmi place să fac foarte multe poze și înregistrări video dar în special poze pe care să le și editez apoi și să le pun pe conturile mele de rețele sociale pot să spun cu tărie că aceasta este cea mai bună cameră pe care eu am utilizat-o și doar pentru acest aspect din punctul meu de vedere acest telefon își merită toți bani Acestea sunt niște poze pe care le-am capturat ieri. A fost o zi foarte călduroasă, destul de senină și am decis să ies din casă puțin să fac niște fotografii. Pentru cei care nu ați recunoscut deja, este vorba despre Castelul Corvinilor din Hunedoara. Uitați-vă și ce nivel de detalii. Toate pozele acestea sunt făcute în format de 5 megapixel, în pure view mode, în 4x3. Rezultatele sunt absolut spectaculoase. Fără nicio îndoială, cei care sunt interesați de un astfel de dispozitiv sau de acesta în mod deosebit, vă garantez că nu vă veți regreta achiziția lui și că își merită absolut uh, toți banii pe care îi puteți investi. Iată și niște poze făcute pe timp de noapte cu luna care se ascunde după nori. Unde se vede cât de eficient este stabilizarea optică de imagine și ce rezultate absolut spectaculoase poate să producă acest dispozitiv. Pe parte de captură video, o să vedeți probabil și în uh, videourile mele dacă veți accesa linkul. Acesta este un video pe care l-am făcut acum câteva serii, uh, în foc de artificii. Este absolut spectaculos uh, și incredibil calitatea video și mai ales uh, calitatea audio din uh, înregistrarea video. Telefonul beneficiază de sigur de Nokia Ridge Recording, tehnologie proprietară a celor de la Nokia. Tehnologie care permite înregistrarea audio în videoclipuri de o calitate absolut excepțională, indiferent de, de condițiile în care vă aflați. Am testat telefonul atât la un concert de muzică folk, de muzică populară, unde stăteam foarte aproape de difuzoare și, sincer să fiu, dacă mai stăteam jumătate de oră, cred că îmi curgea sânge din urechi la cât de tare se auzea. Și intenționat am realizat o captură video ca să văd cum iese sunetul și am rămas absolut stupefiat de, de calitatea și de fidelitatea sunetului înregistrat și redat de acest dispozitiv. După cum bine vedeți, calitatea absolut excepțională video. Videoul este înregistrat la 1080p 30 de cadre pe secundă. Puteți să-l vedeți în totalitate pe canalul meu. Deci, din acest punct de vedere, așa cum v-am spus, acest telefon își merită toți banii numai și numai pentru ceea ce poate această cameră absolut spectaculoasă și o să mă repet, poate pentru o mie oară, când o să zic că absolut nimic din ceea ce există pe piață nu se apropie. Deci, Nokia este la anul mine departare de competiție, de concurență tehnologiile pe care ei le implementează în uh, telefoanele lor, în special în acest uh, tip de telefoane, gen 808 PureView sau 1020 PureView, uh, nu sunt la îndemână nimănui al cuiva și ani îndelungi de cercetare, de studii și de, de experimente uh, au dat roade și, și asta se vede. Se presupune, dacă sunt adevărate zvonurile, că anul acesta vom vedea succesorul lui Lumia 1020 în carne și oase, undeva prin trimestrul 3 sau 4 al anului. Probabil se va numi lumea 1820, dacă zvonurile sunt adevărate. Și tot aceleași zvonuri afirmă că dacă 1020 ne-au uimit, atunci 18-20 ne va trăzni, între ghilimele, cu ceea ce va putea să facă. Se presupune că vor fi îmbunătățiri substanțiale, atât la nivel de senzor și așa mai departe, stabilizare optică, alte tipuri de tehnologii care vor fi implementate la nivel de lentile totul este la acest moment la nivel de zvonuri, dar dacă sunt adevărate, cu siguranță anul acesta vom primi cu brațele deschise noul rege al telefonelor cu cameră sau al camerelor performante de pe dispozitive mobile care va lua, va lua locul lui 1020. Acesta, după cum bine vedeți, este un telefon în primul rând. La aspect de cameră n-are rost să mai subliniez încă o dată cât este de performant și de bun. Este și un telefon foarte bun de asemenea, dar pentru astfel de informații vă rog să verificați review-uri în limba română de pe canalul meu și veți vedea acolo la ce mă refer. Cu siguranță camera este punctul principal de atracție al acestui telefon, cu siguranță este punctul important pentru care cineva și-ar dori să cumpere un astfel de telefon. Din punctul meu de vedere, nu numai camera, sunt multe, multe alte chestii, dar alea le veți vedea în review. Ce să mai zic? Nota 10 cu plus, dacă se poate. Camera excelentă, calitate excelentă. Blitzul Xenon este absolut fantastic în condiții slabe de iluminat. Singurele defecte pe care le-am putut observa la utilizarea camerei, dar asta a fost pe prima versiune de 8.1, și anume că bateria se ducea cam repede și telefonul se supraîncălzea fantastic de tare, mai ales aici pe partea de aluminiu, care acoperă senzorul. Se pare că aceste lucruri au fost oarecum rezolvate la momentul acesta, după ultimul update care la 8.1, care a fost eliberat acum câteva zile, am observat deja îmbunătățiri multiple în general în sistemul de operare, dar mai ales la ceea ce privește partea de cameră, și anume bateria nu se mai consumă atât de repede ca în versiunea predecesoare, și nici nu se mai supraîncălzește atât de anormal cum o făcea tot pe versiunea anterioară. Drept urmare, până la momentul în care va fi lansat uh, oficial Windows 8.1, uh, sunt fără convins că Microsoft și Nokia vor lucra ca să optimizeze foarte, foarte bine softul. Oricum se văd îmbunătățiri drastice comparativ cu Windows Phone 1.8. 8, 8. Uh, deci, cu siguranță, lucrurile vor evolua spre bine, mai ales că. Uh, prin iulie se va lansa și noul update de la Nokia și anume Nokia, update, Nokia Cyan Update care cu siguranță va aduce și el o sumedenie de îmbunătățiri din partea celor de la Nokia. Dacă v-a plăcut, plăcut review-ul, nu uitați să dați like, de asemenea și ruiți acest video să vadă și alții și bineînțeles, ca de obicei, vă îndemn să vă abonați canalului meu pentru Video viitoare. Sper că v-a plăcut video, sper că l-ați găsit informativ și folositor. De asemenea, ca întotdeauna, dacă aveți probleme, nelămuriri, nu ezitați să mă contactați, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii. Puteți să mă căutați pe Facebook, pe pagina oficială, de asemenea pe Google Plus sau Twitter. Tot pe Facebook am două pagini unde puteți și sunteți bineveniți să vă înregistrați. Una dintre ele este dedicată exclusiv pozelor făcute cu telefoanele sau cu dispozitivele mobile, și unde puteți vedea mai multe imagini făcute cu lumea 1020-ul meu, dar și alte telefoane. Se numește Mobile Photography for All iar cealaltă se numește Let's Talk Mobile Tech. Deci voi invit pe amândouă paginile și sper să vă văd și să aud de la voi și în videourile următoare. Până data viitoare, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ca de obicei vă doresc toate cele bune. O zi bună!